Astăzi primăria a cofinanțat peste 1.330.000 de lei diferite activități, diferite deplasări și cu această ocazie astăzi noi ne bucurăm de succesele dumneavoastră a sportivilor care aduceți atât faima Republicii Moldova cât și a municipiului Chișinău, obținând locuri de frunte la diferite campionate atât mondiale cât și europene. Avem astăzi aici reprezentanții de la caiac canoe, de la lupte libere și de la haltere care, aflându-se în afara țării, au dus faima și au obținut anumite victorii pentru țara noastră. Noi suntem foarte mândri de voi, de succesele voastre și să inspirați prin exemplu dumneavoastră alți tineri, alți copii, toți cei care vor, pot, sau nu prea tare vor, sau nu prea cred că pot. Dumneavoastră sunteți împreună cu antrenorii voștri exemplu viu că se poate. Chiar și într-o țară mică, cu o populație nu foarte mare, dar cu o voință și cu antrenorii care vă sunt alături permanent. Și câteodată se gândesc că poate și au emoții mai mari decât părinții voștri sau cei care sunt, vă sunt foarte apropiați. Vă dorim succes și să inspirați tânăra generație în continuare, așa cât și antrenoare, cât și sportiv. Și noi am vrut să venim cu mică atenție, atât pe partea de diplome, cât și pe partea de suport. Vreau să vă mulțumesc în numele Comitetului pentru susținere, pentru activitățile de care participați de sunteți prezent totdeauna la manifestările sportive și vă așteptăm și noi la Ecofest. Avem în septembrie o măsură mare pentru primărie. Cu mare drag! Cu mare drag! Chiar că nu spun, vorbim despre cifre enorme, dar într-adevăr pentru noi e foarte important. Din păcate, sursele de guvern ajung până la, dar măcar ne-au vizitat în această dumneavoastră primărie care suportă aceste tineri băieți pentru un drum de performanță și nu pe ultimă să spus dumneavoastră. Poate să găsim urmaș pentru tinere generație să scoatem pe drumul, dar să apucăm mai mult cu sport. Mulțumesc! Nu ne-a învățat limba română așa de bine. Nu, degeaba m-ați dat cetățenia. Nativ care nu vorbesc așa de bine. Da, nu e prima dată că aud așa ceva. Mersi mult! Domnul Paolo, dumneavoastră toți munciți foarte bine. Succes și să aveți cât mai multe rezultate frumoase. Noi, în general, investim foarte mult în infrastructura sportivă. Evident că nu suficient, nu cât ne-am dorit, dar vrem ca generația tânără să aibă posibilități, infrastructură, începând cu tamare de infrastructură, îți doriți să vorbim. Perfect. Perfect. Deci, Ioane, când noi sunteți primari, când domnul Valoroi, șeful adjunct la direcție, oricum, da, spunem, nu tot, deodată s-a făcut, dar pe perioada s-a schimbat. Fasada s-a făcut. Deja sunt foarte multe lucruri frumoase care au fost executate și vă mulțumim din suflet pentru suportul și atenția care ne-au acordat. Tineri generația asta, oricum, tot las să rămână aici, primărie în municipiul Chișinău, păi ei beneficieze de toate condițiile care le facem împreună dumneavoastră pentru tânăra generație. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim foarte mult. Sunt sigur că antrenorii atâta nopți nedormite și se gândește cum copilul ce lasă să evolueze, ce o să facă, unde mai greșește, unde poate să îmbunătățească. Așa că meritul lor este la fel de mare ca și al dumneavoastră. Sănătate în punctură!